două Există luni de zile nemulțumire în PNL, o nemulțumire generală legată de planul acesta național? Nu le mulțumire generală, acum vorbiți cu mine. Eu nu pot să vorbesc, nu vorbesc în numele partidului aici. Nici n-am făcut o ședință în care partidul să scoată o decizie. Suntem mulțumiți sau nu suntem mulțumiți? Dacă o va face, va afla, cum să vă spun, mai multe decât ce v-am spus dumneavoastră și poate voi fi și un pic mai teos. Din păcate nu înțelegem nici noi, nici cu colegii de coaliție că suntem împreună, suntem împreună ca să construim ceva. Și din păcate se face încă extraordinar de multă politică. Eu sunt bucuros când văd colegii că nu vorbesc de politică decât foarte puțin și asta dumneavoastră puteți să vedeți foarte bine. Și sunt alții care când deschid gura vorbesc de politică. Politică, 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 politică. Unii știu că noi vom deconta totul PNL-ul, și alții știu că ei ce fac se vor strecura pe acolo și poate vor putea să arate cu degetul. De data asta se înșală. Nu poți să zâmbești, să râzi când ești întrebat de oameni ca dumneavoastră cum stăm cu planul național. Și începi să te hlizești acolo, cum am văzut și acea hlizeală teribilă când era vorba de bugetul Bucureștiului. Nu am nicio problemă cu primarul actual al Bucureștiului și n-am nicio problemă cu nimeni. Știu ce înseamnă primărie, știu ce înseamnă buget. Dar nu te poți lizi. Sau poate cine știe, să uita la altceva la televizor. Era un film cu Tom și Jerry sau cu, știu cu ce era. Sau cu Among Us, că ăsta am înțeles că e la mod acum. Și ne hlizim. Unii se vor, încă o dată spun, se vor supăra, e problema lor. De asta am venit la dumneavoastră ca să vorbesc, să spun lucrurile pe nume. Nu vreau să am un interviu în ăsta foarte, cum să vă spun eu, frumos, elegant. Lucrurile trebuie spuse pe nume și trebuie să fim sinceri. Știți că adevărul și doare și s-ar putea să aveți și reacții din Partidul Național Liberal. Vă temeți de reacții din partea premierului, poate? Nu. Premierul știu ce face și premierul știu ce face și știu unde se duce. O să aflați și dumneavoastră, știu de ce se duce, știu când a fost acolo și am vorbit despre gaze. Știu lucrurile astea pentru că cu premierul discut foarte mult și cu președintele partidului. Dar sunt doi oameni. Ei nu pot să facă. Vă dați seama, dacă tot ați spus de premier, eu sunt sigur, bun, nu intru eu în sufletul lui, dar atâta cât îl cunosc, ar fi făcut poate mult mai mult și mai repede ceea ce a făcut atunci. Așa a fost o chestiune teribilă. Ce se întâmplă? Auzeam pe știri ce se întâmplă la ministerul X, că nu are ministru. Nu se întâmplă nimic, se întâmplă foarte bine. Toată lumea a fost fericită. Nu mai trebuia să bată cineva din călcâie când intra cineva pe... Ministerul trebuie să funcționeze și fără tătuc. Însă, avem iar o altă problemă pe care nu vrem să o discutăm. Lipsa asta de tătuc, tot timpul avem nevoie de tătuc care să ne învețe, să ne spună. Singura chestie nu trebuie să ne spună când să ne luăm leafa și dacă trebuie să mâncăm la 12 sau să venim la 10 la serviciu și să plecăm la 3. Bun, acum exagerez. Deci asta este tema. De ce? Poate faceți dumneavoastră o altă discuție și să știți că o să fiu foarte sincer. Și eu am greșit foarte mult. Și cineva o să spună că acum poți. Da, acum pot să vorbesc pentru că mă uit în spate, chiar dacă adevărul doare, și reușesc această durere a adevărului spus să o calmez cu ceea ce trebuie făcut. Tot timpul trebuie folosiți și nu vă spun lucrul ăsta că trebuie folosiți cei care știu dintr-o chestiune de mândrie de-a mea personală. Hai să fim sinceri, fiecare îi place să fie lăsat în pace. Cred că n-a murit nimeni de lăsat în pace. Deci să fim cine a greșit aici? Cine a greșit în cazul PNRR-ului? PNL, USR Plus, coaliția pe ansamblu, premierul, cine a greșit? Eu vă spun părerea mea, a fost o greșeală legată de această discuție teribilă tot timpul. Vai de mine, dacă pleacă cineva, ce se întâmplă? Lucrurile vor rupe coaliția. Nu se întâmplă nimic. Aici a fost să menținem și să arătăm că suntem niște, folosesc termenul ăsta, europeni. Urmă, Europa nu înseamnă chiar ce crede toate, dar fine, europeni care sunt foarte eleganți, înghițind greșelile altora. În mod normal, într-o chestiune de genul ăsta cu întârzieri,
într-o țară normală, îi se dădea o foaie de hârtie și un pix, pe vremuri se dădea altceva și altceva și spunea, te rog frumos, scrie-o sau dacă nu rezolvăm problema, pentru că mai sunt și alții în lumea asta. Eu, și asta a fost o parte din succesul pe care l-am avut aici, pentru că chiar că pot să-mi permit să vorbesc, pentru că dintr-un oraș mic am reușit să fim peste tot. Și, dar cu foarte multe lucruri bune. Am fost pionier. De ce? Pentru că s-a dorit. Și eu, și echipa, am avut oameni în jurul meu pe care i-am ascultat. Nu trebuiau să fie politici, m-am ferit de politici. Oamenii specialiști, se spune că ăsta e termenul, oameni pe care i-am ascultat și dacă mi-au spus să fac așa, am făcut așa pentru că știam că ei știu mult mai bine. Și astea sunt lucrurile și am folosit pe toți. Pe toți, pe toată lumea, vă spun, toate părerile le-am folosit și încercam tot timpul, poate asta au consumat de mult ori mult timp ca să filtrăm totuși, ca să nu ne întoarcem, să ne ducem, să vedem că am greșit undeva din cauza unei viteze, nu mai știu cum. Eu să știți că am încercat, hai să-i spunem așa, o apropiere față de cei care se ocupă, însă lucrurile, am simțit așa un zid, să-i spun termenul ăsta. Nu asta mă supără, și v-am spus și înainte. Mă supără că am ajuns aici unde nu trebuia să ajung. Poți, suntem totuși oameni care am lucrat în lucrurile astea și oameni care încă am lucrat, că am fost primar. Este primarul Falcă. Sunt, bun, eu mă duc la urmă. Sunt oameni, foști miniștri, care n-au fost miniștri degeaba. Au rămas și cu bune și cu rele, dar că punem cele bune, sunt mai multe. Sunt oameni mulți, primarul din Oradea, primarul de unde drămnă, din Cluj, nu vreau să mai zic că să nu-i pe cineva, oameni care au demonstrat că știu ce trebuie făcut. Și oameni care n-au fost niciodată egoiști ca totul să vină la ei. Da, e de obicei fiecare vrea să vină totul la ei. Înțelegem. Cam asta este. Putem să vorbim mult despre PNRR. Sigur, sunt foarte, foarte multe chestiuni care trebuie lămurite în această privință.